vorbit despre semi-maratonul de pe 6 iunie, da, da. Mai exact. Și cum ce reprezintă... motivația exact, legată de acest maraton. Foarte frumos, asta spuneam că se întâmplă undeva pe la 8 și 15 minute. Se întâmplă lucruri în matinal cu Jupân Dumitrache. Nu se întâmplă cu Jupân Dumitrache, se întâmplă da, în general. Da, și DJ Sărniuță. Așa e, rămâneți cu noi, ne întoarcem. 8 și 16 minute, după cum v-am promis, vom discuta despre semi-maratonul de pe 6 iunie și nu doar, și nu doar. Nu doar, așa că te rog, de noi sunt, așa cum am anunțat deja. Te rog să preiei frâiile da, mulțumesc frumos, am trecut la volan. Domnul Ionuț Procop și doamna profesoară Ana Maria Băican din partea Asociației Din Drag și Dor pentru Comunitate. Bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Haideți să spunem întâi ce este semimaratonul. Care este distanța unui semimaraton? Da, în primul rând, mulțumim pentru invitație și n-aveți de ce, stați bună dimineața nici ascultătorilor dumneavoastră. Suntem aici să prezentăm cauza noastră în cauza semimaratonului. Ce este semimaratonul și ajungem și la cauza? Semimaratonul este o acțiune organizată de Fundația Comunitară din Galați. Așa. E un eveniment care se desfășoară anual. În cadrul acestui eveniment sunt înscrise mai multe cauze, da? Iar cei care doresc să susțină cauzele respective se înscriu la curse sau pur și simplu donează, da? Pe site-ul semimaratongalați.ro. Așa. Și astfel sprijină implementarea diverselor proiecte cuprinse în acest eveniment. Prezența dumneavoastră aici în studio este în favoarea cărei acțiuni? Cum noi, se numește acțiunea dumneavoastră? Cauza pe care am înscris-o noi anul acesta la semimaraton se numește Educație prin Mișcare. Așa. Ne dorim să realizăm un teren de sport pentru aproximativ 200 de elevi de ciclu primar și preșcolar de la Liceul Tehnologic Paul Bujor din Berești. Unde sunteți profesoare și în dublă calitate, am înțeles că sunteți și în conducerea liceului, director așa adjunct, este. Am înțeles da. Bine, da? Da. Bun. În anul care a trecut a avut loc această acțiune da. Și s-a desfășurat, mi-ați spus, online, nu? Cursele au fost virtuale, da, datorită, din cauza pandemiei, nu s-a putut organiza un eveniment în Galați cu toți cei înscriși și atunci fiecare a alergat pentru cauza respectivă și au înregistrat traseul, parcursul cu ajutorul unei aplicații. Noi am participat și anul trecut cu o altă cauză, Carte în Dar, și am strâns bănuți atunci pentru a dota biblioteca din Târgu Bujor. Cu cărți. Am înțeles, am înțeles. Acțiunea dumneavoastră aceasta, educație prin mișcare, că ăsta e până la urmă scopul, semimaratonul e doar un mijloc de a vă atinge scopul. Aveți în vedere și alte acțiuni pentru strângerea de fonduri? Ce ați mai făcut sau ce urmează să mai faceți? Da, în cadrul activității de strângere de fonduri am avut spre licitație un tricou semnat de jucătorii echipei Oțelul. Acum am avut o minge semnată, iar urmează încă un tricou, tot semnat de jucătorii Oțelul, un tricou nou pentru sezonul nou pe care îl promovează. Așa. Iar cum se întâmplă weekendul acesta, avem o sesiune de yoga, evenimentul este Yoga cu Ionuț, pe stadion. Am avut pe stadionul Oțelul. Am avut un eveniment weekendul trecut, a fost foarte de succes, iar toți banii, toată suma strânsă din donații sau din taxa de participare au fost donate cauzei pe care o promovăm. Am înțeles. Cea numită educație prin mișcare și care are ca scop realizarea unui teren de sport la liceul Paul Bujor din Berești. Am avut mai multe acțiuni de promovare a cauzei noastre pentru a determina comunitatea să se implice până la urmă. Avem o tombolă cu premii pentru cei care nu pot face donații online și donează fizic în urna pe care o avem în biblioteca școlii. Colegii mei, cadrele didactice, dar și elevii s-au implicat foarte mult, au realizat tot felul de filmulețe, de promovare. Probabil își doresc mult acest copiii își doresc foarte mult să poată să facă activități fizice în siguranță. În primul rând, terenul pe care fac acum ora de sport și tot felul de activități e impropriu.
pietriș pur și simplu acolo și se pot accidenta oricând. E un soi de improvizație utilă până în acum. Cum stați până acum? Ați reușit să adunați o parte din banii necesari? Da, din toate eforturile, chiar și ambasadorii noștri, merită menționat, echipa lui Ceafăr, au avut 3 tricouri spre licitație. S-au strâns jumătate din banii pe care i-am dorit. Cred că suma totală este de 20.000 de ron. Noi am strâns un pic peste jumătate. Iar săptămâna aceasta și parte din săptămâna viitoare trebuie să punem toate eforturile, să ne îndeplinim cauza. Mult a fost, puțin a rămas. Mă rog, transpirația va curge în continuare. Haideți să spunem ascultătorilor, dacă doresc mai multe detalii, bănuiesc că se vor găsi printre ascultătorii noștri și oameni cu suflet mare și buzunar larg, să mă exprim așa, care vor dori să doneze. De unde și iau aceste amănunte? Deci, semimaraton este practic promovat de Fundația Comunitară din Galați. Așa. Cauza noastră este explicată pe site-ul Fundației Comunitare. Avem și pagina noastră de Facebook, Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate, unde poți găsi informații. Deci, exact așa se dea căutare pe Facebook. Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate și dumneavoastră sunteți. Noi suntem, nu mai există. Iar pentru evenimentul de weekend, pur și simplu yoga cu Ionuț, Ionuț cu diacritice. Sâmbătă, duminică vă așteptăm pentru cei care doresc să participe la o sesiune de exerciții în aer liber. Pe stadionul Oțel. Pe stadionul Oțel. Ok. Da. Cam atât. Ce credeți că ar trebui să mai spuneți? De ce amănunte mai au nevoie ascultătorii pentru a fi atât motivați cât și a ști exact cum să procedeze? Aș mai vrea eu să spun ascultătorilor dumneavoastră că dacă își doresc să avem copii sănătoși, comunicativi și sociabili, trebuie să contribuie la această cauză, pentru că numai prin sport copiii se pot dezvolta armonios și pot dobândi toate aceste lucruri. Nu există sănătate mentală și evoluție fără mișcare. Un fizic, da? Categoric. Da. Mulțumim astăzi invitațiilor noștri, domnul Ionuț Procop și doamnei profesoară Ana Maria Băican. Vă dorim mult succes, vă stăm alături în ceea ce privește informarea publicului cu și despre acțiunile pe care le veți întreprinde în prezent și de acum încolo și vă dorim succes. Da, vă mulțumim și noi sperăm să reușim în ce ne-am propus, mai ales cu alături de ascultătorii noastre. Să sperăm mulțumim că mesajul a ajuns la inimile și pentru prezență celor. Și de câte ori veți avea nevoie pentru o astfel de cauză, cu mare plăcere noi găsiți un partener. Apreciem. Mulțumim! Rămâneți pe Lider FM pentru că mai avem multe de făcut împreună. Deocamdată, la punctament!